Pompierii hunedoreni au intervenit pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscată izbucnite în mai multe zone ale județului. Într-o singură zi, aproape 15 hectare de teren au fost afectate și, potrivit primelor analize, în toate situațiile, cauza probabilă de producere a fost utilizarea focului în spații deschise. În ciuda tuturor avertismentelor cu privire la riscurile incendierii vegetației uscate, existând precedente cu final tragic în unele cazuri, populația din mediul rural continuă să-și curețe terenurile agricole și grădinile, dând foc uscăturilor. Nici amenzile și nici pagubele materiale însemnate sau pierderile de vieți nu îi sperie pe unii dintre așa zișii gospodari. Abia se întrevăd semnele primăverii și pompierii militari din cadrul subunităților Orăștiei, Ilia și Bretea Română au și fost solicitați să intervină pentru localizarea și stingerea unor incendii de vegetație uscată ce au izbucnit pe raza localităților Orăștioara de Sus, Gothatia, Batiz și Măceu. Arderile necontrolate înregistrate ieri au cuprins aproape 15 hectare de teren, cauza probabilă de producere a acestora fiind utilizarea focului deschis. Inspectoratul pentru situații de urgență Hunedoara face încă o dată un apel la cetățeni să respecte măsurile de prevenire a arderilor necontrolate. În acest sens, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara face apel la cetățeni în vederea respectării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor. Astfel, desfășurarea arderii trebuie să aibă loc numai pe timp de zi și în condiții meteorologice fără vânt. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate sau pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți. Vegetația uscată și resturile vegetale se vor colecta în grămezi, astfel încât arderea să fie controlată. Suprafața din jurul fiecărei grămezi se va curăța de vegetație pe o distanță de 5 metri. Supravegherea permanentă a arderii este obligatorie. De asemenea, se impune stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii. Pompierii au intervenit și pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la anexa unui gater din localitatea Uricani. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.